Mesia chipul luminos, lăudați și cântați și vă bucurați! De la mic până la mare, cazi la toți e sărbătoare. Din colindătorii, cum venea odată leruile, să colindesc seara asta minunată leruile. Dar riguroasă și risot din lacrimi leruile. Rea degeaba sânge, rea degeaba patim, lerule. Bazilor creștine, se primiți în casă, lerule. Și poți cu mine, să-i poftiți la masă, lerule. Ni-i primiți în Sfântul, să ne încerce mila, lerule. Domnii mari de astfel, să-și deschidă vila, leruile. Șovăielnic pasul, mâinile plăcânde, leruile. Tremuratlic glasul, nu știu să colinde, leruile. Dacă sta la poartă și nu zic nimica, leruile. Domnilor de astăzi, să ne apuce frica, leruile. Mută-i întrebarea, ce răsună afară, leruile.
spunem scump, fiindcă vă iubim și la toți cei care sunteți din față, inima noastră desori este răși și întuneric. Iată să-i permitem lui Hristos să nască în inima noastră și atunci razele Dumnezeirii sale va lumina peștera aici și vă vom cazăra. Duminică, Doamne, ferește să nu știți la tine. Ne dorim tuturor multe, multe sănătate, cu frumoasă lumea sărbătorii. Vă rog Dumnezeu să vă aibă în fază și de Doamne să împlinească toate cele ce dumneavoastră doriți, spre ce sperați și sărbători cu bine scriptiți. Doamne, mulțumim frumos! Stimate părinte Marin, stimate părinte Rodion, vă mulțumim foarte mult pentru această dorință sufletească de a fi alături de noi. Mai mulți ani la rând, în aceste zile, într-adevăr, foarte importante, foarte însemnate pentru toți creștinii. Într-adevăr, este important, măcar în zilele este, așa cum zice și preotul Părintele Odimon, măcar în zilele este să fim mai buni, să demonstrăm că suntem vrednici de lucrurile frumoase pe care Iisus Hristos încearcă, a încercat și le promovează prin intermediul dumneavoastră pentru noi. Eu vă mulțumesc foarte mult și sper că aceste colinde frumoase cu tradiții foarte, foarte vechi, aceste cuvinte care într-adevăr pătrund adânc acolo în inimile noastre, să se împlinească cu bine pentru noi toți. Pentru că, până la urmă, noi suntem veniți pe acest pământ, după părerea mea, pentru a face ceva. Pentru a face lucruri frumoase. Pentru a continua viața pe pământ. Pentru a asculta, pentru a fi toleranți, pentru a ne auzi unul pe altul și pentru a avea credință, într-adevăr, în inimile noastre. Credință pentru ceva frumos, pentru ceva bun. A doilea colindă care a fost interpretată astăzi, atât de mult să corelează cu situația noastră de astăzi, din țara noastră. Nu știu dacă colegii mei au simțit acest lucru, dar dar absolut direct în viața noastră de astăzi, cu toate că ea nu e scrisă de astăzi. Ea are zeci și sute de ani de când s-a scris. Eu cred că lucrurile acestea, într-adevăr, pot să ne înească. Și să știți că mă mândresc foarte mult cu faptul că noi împreună am reușit, într-adevăr, în Raionul Păsare, să facem niște lucruri, într-adevăr, extraordinare. Dacă nu erați dumneavoastră personal, dacă nu era dorința dumneavoastră pastorească de a face lucrurile acestea, sigur că mai greu poate ajungea și la noi acest imbold de a ajuta la construcția lăcașilor sfinte, de a reconstrui, de a veni cu careva elemente pământești în folosul bisericii. Pentru că noi plecăm, iar locurile sfinte, biserica, va rămâne și trebuie să dăim încă sute și sute de ani înainte. Permiteți-ne să vă mulțumim așa cum se cuvine după obiceiul creștinesc, cu așa, dumneavoastră. Părinte. Și sigur că la cel mai tânăr membru al colectivului dumneavoastră, la nunta ce s-a întâmplat, la nunta ce s-a întâmplat, în Cana Galilei, fosta și Iisus chema, în Cana Galilei, fosta și Iisus chema, în Cana Galilei, iar mama lui Iisus, iar mama lui Iisus, încă nu-i vin de ajuns, zise fiul meu iubit, vinul s-a isprăvit, zise fiul meu iubit, vinul s-a isprăvit, iar Iisus s-a sculat, s-a sculat
Sfânta s-a opus și le-au umplut până în sus. Apașa Sfânta s-a opus și le-au umplut până în sus. Hristos le-a blagoslovit, Hristos le-a blagoslovit în Cana Galilei. Apan vin s-a prefăcut din Cana Galilei. Apan vin s-a prefăcut din Cana Galilei. Atunci toți au cunoscut, s-au cunoscut în Cana Galilei, cum că Hristos s-a născut. La nunta ce s-a seara, bună seara, gazda leasă, ne primește, ne primește nata casă. Bună seara, bună seara, gazda leasă, ne primește, ne primește nata casă. Că nu vrem, că nu vrem ca să ședem, numai să vă, numai să vă colindăm. Că nu vrem, că nu vrem ca să ședem, numai să vă, numai să vă colindăm. E Crăciun, e Crăciun și noi venim la tot neamul, la tot neamul cel creștin. E Crăciun, e Crăciun și noi venim la tot neamul, la tot neamul cel creștin. Vestea nașterii s-o dăm, la voi s-o dăm, pe Domnul să lăudăm, să lăudăm. Vestea nașterii s-o dăm, la voi s-o dăm, pe Domnul să lăudăm, să lăudăm. S-a născut Fiul cel Sfânt, Fiul cel Sfânt, Dumnezeu pe acest pământ, pe acest pământ. S-a născut Fiul cel Sfânt, Fiul cel Sfânt, Dumnezeu pe acest pământ, pe acest pământ. Seara asta-i seară sfântă, seară sfântă, lângă noi îngerii cântă, îngerii cântă. Seara asta-i seară sfântă, seară sfântă, lângă noi îngerii cântă, îngerii cântă. Rămâi gazdă, rămâi gazdă, sănătoasă, până la anul, până la anul tot voioasă. Rămâi gazdă, rămâi gazdă, sănătoasă, până la anul, până la anul tot voioasă. Când pornim acolinda, acolinda, tu să nu-ți închizi poarta, închizi poarta. Când pornim acolinda, acolinda, tu să nu-ți închizi poarta, închizi poarta. Te-am ocolit și cu drag tot vom veni, tot vom veni. Că noi nu te-am ocolit, te-am ocolit și cu drag tot vom veni, tot vom veni. La anul și la mulți ani să vă fie bine cu nașterea Domnului! Mulțumesc foarte mult, Părinte Iulian! Stimați prieteni de la Păcieri, vă mulțumim foarte, foarte, foarte mult pentru această prezență și pentru aceste colinde minunate care le-ați adus în casa Consiliului Înalt de Băsari. La sigur că ar fi un păcat ca creștinii să nu permită, să nu primească colindătorii. De aceea, cu cea mai mare plăcere am primit colinda dumneavoastră. Sperăm foarte și foarte mult că spiritul acesta, această veste de nașterea Domnului nostru să fie auzită de toți oamenii, să fie auzită, să fie simțită. Și foarte mult înseamnă ca oamenii să se împartă cu vestea aceasta, să meargă casă la casă, să se întâlnească cu rudele, să se întâlnească cu prietenii. Pentru că aceste tradiții minunate a noastră, a moldovenilor, de a merge
de mici până mari, cu colinda, este absolut necesară pentru noi creștini. Vă mulțumesc foarte mult în numele colegilor și încă o dată aplauze noastre pentru toți. Un colectiv inedit absolut și sper foarte mult că dumneavoastră veți avea succesă și mulți ani înainte. Iar anul 2018, în care deja am intrat, să ne aducă nouă tuturor mai multă sănătate, mai mult belșug în casele noastre, mai multă bunătate la fiecare dintre noi. Și desigur că, așa cum am menționat la predecesorii, colindătorii dumneavoastră, colindătorii din Părâta și Dorotskaya, vreau foarte mult ca în anul acesta, anul 2018, într-adevăr să fie un an cât se poate mai bun, să fie schimbări pozitive pentru oameni, începând cu cei mici și terminând cu cei mai în vârstă. Începând cu creștini și terminând cu acei care, într-o format sau doi, nu prea cred. Noi trebuie să fim toleranți unul cu altul, dar trebuie, într-adevăr, să promovăm bunătatea. Ceea ce Iisus Hristos, Domnul nostru, ne-a adus pe pământ în aceste zile frumoase. La anul și la mulți ani dumneavoastră. Permiteți-mi, vă rog, să rămânez colacul. Și la cel mai tânăr băiet, dați-mi voi spun și pe-a ta, băi, și ea, să nu cadă, că cunși mai inima să fie. Vă mulțumesc foarte Dorile date și-n lasul pe Dumnezeu. Dumnezeu adevărat. Dorile, iată vin colindători. Dorile date, noaptea pe la cântător. Bună ziua, dragă gazdă! Dă la prag, am prag, covrază! Hai să închide cușile, să intre colindele! Mai ce simte
Foarte mult. Știți, astăzi sunteți a treia echipă care veniți cu Colin atât de frumoasă și absolut, la fiecare sunt diferite. Dumneavoastră, ca exemplu, aveți un specific colectivul dumneavoastră, prima dată sunteți, dar aveți un specific absolut deosebit prin haina minunat colorată. Așa-i sau nu? Da. Ia haideți să-i aplaudăm. Faptul că aveți și un copilaș, un simbol, un ingeraș, un simbol a tinereții, a frumuseții, a viitorului pe pământ. Și desigur că, spunând acest lucru, eu absolut din suflet vreau să vă mulțumesc pentru această surpriză minunată. Sigur că suntem bucuroși cu toții pentru Colinț și pentru faptul că ne-ați vizitat. Și permiteți-mi, vă rog, să vă dorim și noi, dumneavoastră, ca sărbătorile de Crăciun, sărbătorile Sfântului nostru Domn, să fie de bun augur pentru familiile dumneavoastră. Să aveți ceea ce vă doriți în casele voastre. Să aveți pace, sănătate și desigur că oameni buni alături. Să aveți bucurii în sărbători, după sărbători și tot anul 2018. Să avem toți noi împreună un an mai bun decât acel care a fost, care l-am petrecut. La anul și la mulți ani. Permiteți-mi să mânăm colacul. Vieruța, extraordinar. Și aici, în suncă. Unde-i suncă? Așa e. Vă mulțumim foarte mult. Asta din partea noastră. Cățelușul să vă aducă fericire, dragoste, iubire, să aveți câți oameni mai mulți, frumos și câți mai mulți prieteni dragi. Mulțumesc. Asta o să spun tăticul și mămicile. Mulțumim foarte, foarte mult. Primim.
flori! Thank you.
ningă, să plouă, grâul să rădească, viață lungă, bani lungă, tetosanul să vă ajungă, vă urez la bătrânețe, carne umală, sănătate fără boală, grâu când plouă și găini cu ouă, de Doamne și nouă! Prieteni, vă mulțumim foarte mult pentru această dispoziție frumoasă înainte de una din cele mai mari sărbători creștinești, sărbătoarea nașterii Domnului. Mulțumim pentru colinți, mulțumim pentru aceste urături și sigur că să ne dea bunul Dumnezeu ca anul care vine cu adevărat să fie așa cum ne-au dorit dumneavoastră nouă. Nu doar la bătrânețe și găinile cu ouă și goala cu carne, dar zi de zi la fiecare, și la tinerețe și la bătrânețe, în orice timp. Eu vreau să vă felicit și eu, din numele colegilor mei din cadrul Consiliului Raional, din numele colegilor mei care activează în autoritatea executivă cu sărbătorile de iarnă, cu toate sărbătorile care se apropie și desigur că, fiindcă practic suntem în ajunul Crăciunului, să aveți parte doar de lucruri frumoase, să aveți parte de pensii, să aveți parte de salarii, să aveți parte de oameni buni, să aveți parte de bucurii din partea celor dragi și fiecare, fiecare familie, fiecare persoană să-și împlinească dorințele sacre pe care și le dorește. Și colectivul dumneavoastră, și noi toți cei prezenți, și fiecare raionul nostru Dubăsari să înflorească și de aici încolo. Fie ca satul Coșința, satele Coșința, Pohrebea, satele raionului Dubăsari și în gener Republica noastră, Moldova, să fie cu un an frumos, cu un an mai bogat. Un an mai bogat în buzunarele fiecărui cetățean. Oamenii să simtă că trăiesc mai bine. Fie ca în toată lumea să se termine războaiele. Vreau foarte mult ca țara noastră, într-adevăr, să reîntoarcă cu acel spirit extraordinar care întotdeauna l-a avut ca țară înfloritoare. Țetușea Moldavia. Eu acest lucru foarte mult mă doresc și personal și sigur că în activitățile noastre ne vom stărui să facem și în continuare. Sperăm foarte mult că coșnicenilor le-au plăcut elementele care colegii mei le-au organizat aici de sărbători, această amenajare a teritoriului, această amenajare a fasadei Consiliului Raional Dubăsari. Sperăm foarte mult că activitățile care noi le realizăm, mai multe activități, sunt pe placul cetățenilor din Coșnița, pe placul cetățenilor la general din raionul nostru. Și de ce nu cultura noastră să înflorească și să se dezvolte în continuare. La anul și la mulți ani! Să aducem un dar colacul. Pe ta cu cui la MCS? Poftim, domnul Sergiu. Христос все наше, славител, Христос день черуй, напоминател, Христос пипомын, нацател, кандидат, домнуй тот помынту. Прекратила ресориту, прекратила ресориту, Виплеем высок орниту, тот кустяла лету рынду,
și acolo folosindu. Vitleiem când o ajunsu, Vitleiem când o ajunsu, steaua Domnului Hristos ascunsu. Ai spre 10.000 de crunciu, ai spre 10.000 de crunciu, tot sub sabiei au pus-o. De 2 ani și mai în josu, de 2 ani și mai în josu, ca să-l afle pe Hristosu. E Hristos nu doa fratu, pe Hristos nu doa fratu. Să trăiască tot creștinul, cât stejarul și gorunul. Să găsești la el în casă pâinea aburind pe masă. Să trăiască neamul meu, creștinesc în Dumnezeu, ce atât s-a chinuit, amărât și obedit. Să trăiască frații mei, să trăiesc și eu cu ei. Sângele apă nu se face, Doamne, să trăim în pace. Să trăiască mama mea, căci este icoana mea. Să trăiască tatăl meu, căci este sine Dumnezeu. Să trăim alături, toți de aici din țara mea, căci suntem neam de creștini, unii răi, alții mai buni. Doa și tome din păduri, mai au vrească, lucrători, Doamne, să trăim în pace. Sângele apă nu se face. Să trăiască raionul meu, raion păzit de Dumnezeu. Cât o fi pe acest pământ, ca aici e locul sfânt. Să trăiți și dumneavoastră, ca și florile din glastră, să aveți parte de bucate, la mulți ani cu sănătate. Bună seara, bună seara, gazde aia, să ne primești, ne primești a ta acasă. Bună seara, bună seara, gaze aleasă, ne primește, ne primește n-a ta acasă. Că nu vrem, că nu vrem ca să cerem, numai să vă colindăm, colindăm. Că nu vrem, că nu vrem ca să cerem, de Crăciun, de Crăciun și noi venim, la tot omul, la tot omul cel creștin. De Crăciun, de Crăciun și noi venim, la tot omul, la tot omul cel creștin. Vestea nașterii s-o dăm, dar noi s-o dăm. E Domnul să-L lăudăm, să-L lăudăm. Vestea nașterii s-o dăm, dar noi s-o dăm. E Domnul să-L lăudăm, să-L lăudăm. S-a născut Fiul cel Sfânt, Fiul cel Sfânt. Dumnezeu pe-acest pământ, pe-acest pământ. S-a născut Fiul cel Sfânt, Fiul cel Sfânt. Dumnezeu pe-acest pământ, pe-acest pământ. Seara asta-i seara sfântă, seara sfântă. Lângă noi îngerii cântă, îngerii cântă. Seara asta-i seara sfântă, seara sfântă, lângă noi îngerii cântă, îngerii cântă. Rămâi gazdă, rămâi gazdă, sănătoasă, până la anul, până la anul tot voioasă. Rămâi gazdă, rămâi gazdă, sănătoasă,
Пилану, пилану, тот боясь. Крин порним, отворим, да отходим, да. Тут ценутеньки спадаем, кислота. Крин порним, отворим, да отходим, да. Тут ценутеньки спадаем, кислота. Când noi nu te-am ocolit, te-am ocolit. Și cu drag tot vom veni, tot vom veni. Când noi nu te-am ocolit, te-am ocolit. Și cu drag tot vom veni, tot vom veni. Ne-am uitat pe fiind stuică și am văzut pe masă stuică. Vin, sarmale și cârnați, voi de șele să ne dați. Nu pun bani mărunțele, că ne dor vin să de ele. E vremea colindelor, e vremea colindelor. Veniți cântați și vă bucurați, Crăciunul în casă așteptați. E vremea colindelor, e vremea colindelor. Veniți, cântați și vă bucurați, Crăciunul în casă așteptați. Prieteni, brav de Crăciun, acasă mă întorc. Mi-e dor să vă văd, mi-e dor să vă aud, pe mama să o sărut. Mi-e dor să vă văd, mi-e dor să vă aud, pe mama să o sărut. E vremea colindelor, e vremea colindelor. Veniți, cântați și vă bucurați, Crăciunul în casă așteptați. E vremea colindelor, e vremea colindelor. Veniți, cântați și vă bucurați, Crăciunul în casă așteptați. Cerul de stele e plin, colindă zorițin. Să fim mai buni, să ne iubim, cu Dumnezeu să fim. Să fim mai buni, să ne iubim, cu Dumnezeu să fim. E vremea colindelor, e vremea colindelor. Veniți, cântați și vă bucurați, Crăciunul în casă așteptați. E vremea colindelor, e vremea colindelor. Veniți, cântați și vă bucurați, Crăciunul în casă așteptați. Alături sunt cei dragi, părinți, prieteni și frați. E seară, suntem, ne bucurăm, Crăciunul în casă așteptăm. E seară sfântă, ne bucurăm, Crăciunul în casă așteptăm. E vremea colindelor, e vremea colindelor. Veniți, cântați și vă bucurați, Crăciunul în casă așteptați. E vremea colindelor, e vremea colindelor. E seară sfântă și nu uita, Crăciunul e în inima ta. E seară sfântă și nu uita, Crăciunul e în inima ta. Mulțumim foarte
foarte, foarte mult. Azi, părâta a trecut tot Raionul. De asta s-a început sânta. Este absolut o bucurie pentru noi toți că au participat toate categoriile de vârstă. Și mai mici, și mai puțin mici, și mai tinerei, și mai puțin tinerei. Este important, într-adevăr, ca acest spirit de Crăciun să-l păstrăm. Și prin colindă, și prin comportament, și prin haină, și la general, prin arta de a zâmbi, prin arta de a promova frumusețea și bunătatea. Prin ochi, prin față, prin cuvânt, prin colindă și prin suflet. La mulți ani, părinte, mi-a dat, nu puși de mulți, nu place. E că ești cu noi azi, aici, echipa oficială. Deci eu vreau să mulțumesc la sigur că dumneavoastră, primăriei, domnului primar, și sigur că la toți colegii care au binevoit să fie alături de dumneavoastră, alături de noi, care sunt prezenți aici. Haideți să-i aplaudăm studenții. Vă felicităm din partea localității, vă dorim sănătate multă, succes în anul care vine. Și în primul rând, domnii, pace și sănătate. Și un an bun. Sănătate multă. Permiteți-ne să rămânem acest plășel. La cei mai frumoși, câteți să aplaudăm. Roxandra, haideți-o! Alexandra! Bravo, Alexandra! Și Piatacu? Piatacu cui? Care e starșii? La cel mai mic. Tot la cel mai mic el. Prais de gămitică, la dânsă mitică. A ăsta e din... Slepați cu bani, și cu tăți. Slepați. Slepați. Aplauze noastre. Mulțumesc! Așa, ia!